Aceeași bucurie o retrăiesc cu ocazia întâlnirii noastre cu Cuvântul lui Dumnezeu, și parcă n-am mai avut răbdare să ajung mai repede în fața acestei camere, ca să putem comunica și să împărțim împreună darurile cerului care se coboară peste fiecare dintre noi, într-un fel sau altul. Asupra mea și în sufletul meu e sărbătoare. În momentul în care Dumnezeu mi atinge mintea și înțeleg un anume lucru sau adâncesc ceea ce am știut mai înainte. Astăzi am bucuria să împart cu voi un, un concept simplu, foarte simplu, dar în același timp o lege de viață, legea vieții și o lege care are aplicații în orice domeniu, dar mai ales în cel duhovnicesc. Haideți să cerem prezența lui Dumnezeu, Tată. Îți mulțumim mult pentru promisiunea prezenței tale în mijlocul nostru când ne adunăm pentru tine. Pentru numele tău ne-am adunat acum pentru că ne-ai chemat prin Duhul tău și avem încredere mare în făgăduința ta, Doamne, în care ai spus că Duhul tău ne va călăuzi în tot adevărul. Acesta este adevărul al călăuzirii Duhului Tău Bun și Sfânt, fă ca această călăuzire să nu ne părăsească niciodată și să simțim setea după ea și dorința aceasta. Călăuzește-ne acum, Doamne, prin Duhul Tău și fi binecuvântat în veci. Amin. Tema noastră de astăzi se numește Stai în banca ta. Dacă luăm lucrul acesta în sensul restrâns sau românesc, el vorbește despre un om care se bagă sau se amestecă în ceea ce nu îl privește, cum scrie în Scriptură, un om care se amestecă în ceea ce nu îl privește. Stai în banca ta, aveți zis de Dar dacă vom privi același cuvânt în lumina Evangheliei, vom înțelege cu totul altceva, așa că expresia stai în banca ta, ori de ori o vom mai auzi sau o vom mai zice, nu o să mai fie aceeași pentru noi. Mergem în Romani, în Epistola către Romani, la capitolul 2, versetul 17, și aici o să aflăm ceva. Noi suntem răniți în sufletul nostru când Dumnezeu este hulit, Dumnezeu este înjurat. Mă scuturam ca de curent electric când mergeam cu cineva care înjura de Dumnezeu și... În același timp am o bucurie să sare sufletul în mine. Am văzut la o emisiune România au talent, am văzut cum unul dintre, din, din juriu, o doamnă din juriu, i-a spus cântăreței acesteia, atât de, care, atât de dăruită, i-a spus acestei cântărețe, singura explicație pentru care o fată la 11 ani poate să cânte cum cânti tu, este Dumnezeu. Mi-a trebuit să rit inima a mine, odată am să când am auzit așa ceva, așa de frumos. Deci, prin ceea ce facem noi, așa cum a spus Sfânta Scriptură, fie oamenii vor lăuda pe Dumnezeu, oamenii văzând faptele voastre bune să slăvească pe Dumnezeu, fie oamenii vor înjura de Dumnezeu. Hulirea numelui lui Dumnezeu însă este legată nu de cei fără Dumnezeu, așa cum ne-am gândit adesea. Nu este legată de ateism, de ateismul comunist sau comunismul ateu, nu este legată de materialismul ateu sau ateismul materialist, ci este legată de credinciosul omului Dumnezeu care zice, dar nu face ce zice. Dacă acest lucru s-a înțeles, e de mare însemnătate. Deci nu este holirea numelui lui Dumnezeu, nu este legată de filozofia ateistă, ci este legată de omului Dumnezeu care zice sau dar nu face. Și acest lucru îl găsim scris în Epistola către Romani, capitolul 2, versetul 24, în care ni se spune Din cauza voastră este hulit sau înjurat sau blestemat sau jocurit numele lui Dumnezeu între neamuri din cauza voastră, după cum este scris. Când spune din cauza voastră, din pricina voastră, Sigur că e momentul să ne întrebăm ca și la masa din cina, de la cina cea de tăine. Doamne, nu cumva sunt eu, nu cumva din cauza mea oamenii hulesc numele tău. Este cazul. Este cazul să ne întrebăm absolut fiecare. Pentru că Sfânta Scriptură aruncă o, 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 o acoperitoare, aș spune, o, un blanket peste toată, toată ființa, spunând, toți au păcătuit. Nu este niciunul, niciunul măcar dacă nu este niciunul, toți. Deci, e normal să mă întreb, nu cumva din cauza mea numele lui Dumnezeu este înjurat sau hulit? Acum să aflăm cine, din cauza voastră. Bine, noi suntem aici, dar am, am, citim în Scriptură și ea ne arată nouă specific despre cine este vorba. Care sunt acei oameni care stau în spatele uh, hulirii numele, blestemării, înjurării, disprețuirii, necredinței în Dumnezeu. Dacă stăm să ne gândim, acest fel de viață a zice, dar a nu face ce zici, sau a face opusul la ceea ce zici, acest fel de viață a produs mult mai mulți atei decât a produs filozofia materialistă sau ateistă mult mai mulți atei. Și iată de ce. Omul acesta vorbește despre Dumnezeu, vorbește despre cum trebuie să trăim, dar uite-te cum trăiește el. Adică viața dărâmă complet mărturisirea. Trăirea dărâmă mărturisirea. Sau trăirea zidește mărturisirea. Tu, din pricina voastră, cine? Tu care te numești Credincios, care te-au cu cartea poporul cărții, cu Evanghelia. Ba și o predice altora. Tu care cunoști voia lui Dumnezeu. Faci deosebire, pentru că te-a învățat Scriptura ce e bine și ce e rău și de aceea ai sănătate, ai viață, ai, ai ajuns să ești binecuvântat din cauza aceasta. Tu care te și mândrești și te arăți că te uiți de sus versetul 19, te lauzi că ești călăuzitorul altora, că vei lumina pământul cu învățătura ta, vei, tu, tu ești acela despre care este vorba, dar nu uitați, din pricina voastră este huli numele lui Dumnezeu și urmăriți cu mare atenție. Tu care te declar că înveți pe alții, nu? Ești învățătorul celor neștiutori. Întrebarea din versetul 21, tu care înveți pe alții, deci care stai la catedră, pe tine însuți nu te înveți, adică în bancă nu stai? Tu care propovăduiești, spui de la catedră să nu furi, tu furi? Tu faci așa ceva? Tu care spui de la catedră să nu, sau de la ambon să nu prea preacurvești, tu prea preacurvești? Tu căruia ți scârbă de idol profiți de pe urma unor astfel de lucrurile, jefuiești templele, tu care te lauzi cu credința și cu, ești al credinței, tu ne cinstești pe Dumnezeu prin călcarea mărturiei tale de credință. Acesta este versetul 23. Căci din pricina voastră, din cauza voastră, este hulit numele lui Dumnezeu. Cine sunt acești voi? Ace din cauza voastră, a voastră. Cine sunt aceștia voastre? Suntem noi toți atunci când mărturisim un anume lucru cu privire la Dumnezeu și când facem chiar opusul. Problema nu se pune doar și nu se rezumă doar la a zice și a nu face. Niciodată diavolul nu se va mulțumi cu un astfel de salariu. Nu. A zice și a nu face este numai o etapă etapa spre care țintește diavolul în viața ta și în viața mea este ca tu să zici ceva și să faci chiar opusul a ceea ce zici. Acolo, într-adevăr, fără de legea, a atins culmea, este de plină. Din cauza acestei mărturisiri de credință și a contrazicerii pe care o înalță propria viață, propria viață contrazice, mă, tu zici că să nu furi în veți așa, iar tu personal faci lucrul acesta, ce ne comunici nouă? Ne comunici că nu e bine să nu furi, ci e bine să furi ca să poți să ai, dar când mănânci ceva furat sau când vezi ceva în casa ta care știi că este furat, știi de unde este luat, roagă te la Dumnezeu să te mustre cugetul, că în caz că nu te mustre cugetul e posibil că se apropie de moarte. Și zice, întărește ce este pe moarte. Dacă nu te mai mustră cugetul, că știi că ai furat niște lucruri și nu sunt ale tale. Le-ai furat, le-ai mințit, le-ai desfrânat. Te ridici la un vom vorbești despre desfrâu împotriva păcatelor generației noastre și așa. Iar tu însuți trăiești în păcatul acesta. Trebuie să fie un chin cumplit pentru cugetul unui astfel de om dacă acest cuget este viu și lucrează. Iar dacă nu, trebuie să venim la Dumnezeu pentru că El a spus, ridică-te din morți. Tinerelule, scoală-te, spun. Ridică-te din morți. Tu care ești mort în păcat și fără de lege, putem să fi, ai șansa aceasta să fii readus la viață împreună cu Hristos. Așa că Cineva a ridicat întrebarea, dar ce vine mai întâi, banca sau catedra? Sau ambulum? Nu știu ce să zic, dar ele niciodată nu vor putea fi despărțite, spune Evanghelia. De aceea nu mă grăbesc să-ți dau un răspuns, să spun: uh, Amvonul vine mai întâi și după aceea, uh, locul din biserică pe un scaun, sau de la școală, catedra sau banca. Nu, nu mă grăbesc să spun aceasta și, și vă spun de ce. Am o altă convingere. Acestea două, amvonul și scaunul din biserică, sau catedra și banca, niciodată nu vor putea fi despărțite. Eu care stau la amvon, dacă nu stau și în bancă în biserică, nu trebuie, nu am dreptul și comit-o fără de lege când iau loc la anvon Dacă nu am luat loc și în bancă să învăț Tu care înveți, predai la alții ție nu-ți predai? Adică ce vrei să comunici prin faptul că tu predai altora, dar ție nu-ți predai? Din cauza aceasta, spune Scriptura, este hulit numele lui Dumnezeu pe pământ. Din cauza aceasta oamenii refuză credința. Din cauza... Și ei par justificație în ochii lor. Nu au scuză. Nu are scuză nimeni. Așa spune epistola către romani. Dumnezeu a stupat orice gură, deci nu există scuză. Nu există scuză. Și vom vedea puțin mai târziu că, într-adevăr, nu există scuză pentru lucrurile acestea, dar există pretext. Există din cauza vecinului, care, uite, zice că e la credință și uite cum, a, cum trăiește. Astfel că acestea două, ambonul și scaunul din biserică, nu pot fi despărțite niciodată. În timp ce sunt la ambon. Sunt și pe scaunul din biserică. Și în timp ce sunt pe scaunul din biserică, sunt la amvon pentru că predau familiei mele și celor din jurul meu ceea ce sunt și ceea ce devin. Acestea două, amvonul și scaunul din biserică sau catedra și banca, acestea nu pot fi despărțite niciodată. De aceea, îndemnul lui Dumnezeu este tu care stai la catedră, stai în bancă, stai în banca ta, în timp ce stai la catedră, pe tine însuți. Nu te înveți? Întreabă cuvântul lui Dumnezeu. De ce vrei să vezi pe alții fericiți, privilegiați, biruitori, binecuvântați și pe tine pierdut? Spune Pavel Apostolul, ce mi-ar folosi, frate, să câștig toată lumea dacă mi-am pierdut sufletul meu? Nu cumva după ce am propovăduit altora sau tuturor și am scris epistole care au impactat planeta și pământul, nu cumva eu însumi să fiu lepădat. La ce nu crezi că e bine tu care înveți pe altul să te înveți și pe tine și să ai, să ai și față de tine milă și respectul acesta pe care îl ai pentru cel din bancă. Te lupți și îți dai viața pentru cel din bancă să îi să deschide, deschide Dumnezeu ochii să vadă adevărul și te bucuri de mori când vezi că s-a luminat și a înțeles. Și... Dar cum rămâne cu tine? Cum rămâne cu mine personal pe tine însuți? Nu te înveți lucrul acesta? Catedra și banca nu vor putea fi niciodată despărțite, și omul care nu stă în bancă nu este vrednic să stea la catedră. El va face o lucrare groaznică. Și omul care stă la catedră trebuie mai întâi și mai întâi să fi stat în bancă. Ce este mai întâi, banca sau catedra? Nu există bancă fără catedră. Acela ar fi un scaun în gară. Nu există bancă. Bancă înseamnă sală de clasă, înseamnă învățat. Este acolo pentru că există o catedră. Și nu există o catedră fără să fi plecat dintr-o bancă. Cel de la catedră a plecat și el dintr-o bancă. Astfel că acestea două nu pot fi niciodată despărțite. Dacă, într-adevăr, ne dăm seama de impactul pe care îl are viața noastră asupra celorlalți și ne dăm seama că, în final, Numele lui Dumnezeu va fi binecuvântat sau hulit sau blestemat din cauza faptului că eu nu stau în bancă înainte de a sta la catedră. Și când stau la catedră, nu mai sunt în bancă. Din cauza aceasta, din pricina voastră, tu care zici așa, tu care mărturisești așa îl faci tocmai contrariul, din cauza voastră, este hulit numele lui Dumnezeu. Sau, dacă iei loc în bancă și ești întotdeauna ucenicul lui Hristos, toți fii tăi vor fi ucenici ai Domnului, este promisiunea lui și suntem și vom rămâne pentru totdeauna ucenici ai Domnului. Deci nu poate fi o cinste mai înaltă decât aceasta. Dacă aceste lucruri se împletesc în adevăr în viața și ființa noastră, oamenii vor vedea lucrul acesta, scrie scriptura și vor slăvi pe Dumnezeu, nu pe tine. Nu este cazul. Vor slăvi pe Dumnezeu. Acesta este, acesta este lucrul cel mai important. Sunt într-adevăr lucruri care uh, depășesc puterea noastră de a înțelegere uh, sau puterea noastră de a pricepe proporțiile lor. Dar nu ne dăm seama ce înseamnă o singură vorbă, o singură faptă. Care produce muzica aceasta armonioasă între mărturisirea de credință și viața noastră. Nu ne dăm seama câtă lume va bine cuvânta pe Dumnezeu atunci când viața noastră este o muzică armonioasă între ceea ce mărturisim și ceea ce trăim. Atenție mare! În Luca, în capitolul 12, versetul 1, ne vorbește însușmântuitorul nostru prin raportul Evangheliei. În vremea aceea, când se strânsese noroadele cu miile, așa cum e acum biserica, cu milioanele, așa că se călcau unii pe alții, Isus a început să spună ucenicilor săi, mai întâi de toate păziți-vă de aluatul fariseilor care este fățărnicia. Ce este fața nici aceasta ca să ne păzim mai întâi? De... Asigură-te de lucrul acesta că te păzești de așa ceva, apoi celelalte lucruri ții seamă de ele. Când ești într-o zonă periculoasă, cu, pe un teren minat în care sunt îngropate mine sau fire electrice desizolate de care te poți atinge sau într-un loc cu vipere. Nu te mai uiți întâi și întâi cum i-a aranjată cravata să că între timp o vipere te salută. Primul, păziți-vă mai întâi. Păziți-vă mai întâi, spune Mântuitorul, de toate, mai întâi de toate, Păziți-vă de aluatul fariseilor care este fățărnicie. Ce este această fățărnicie? Este dezacordul dintre mărturisirea ta de credință și viața ta. Sau, dezacord, sau acordul este opusul. Este armonia aceasta. Tu care zici, uite ce faci. Păziți-vă de așa ceva, spune Domnul. Și continuă. Deci, toate lucrurile care ei vă spun, vă spun ei să le faceți, păziți-le. Bine, dar uite, el nu face asta, nu e scuză pentru tine, nu e scuză pentru nimeni. Cineva citește dintr-o evanghelie pe care nu o trăiește și au fost și sunt cazuri foarte grave, unele televizate, unele sunt încă ascunse, dar vor fi descoperite. Nu e nimic ascuns care nu va fi descoperit. Au fost cazuri grave în care oameni care au condus mii, milioane la Dumnezeu, ei înșiși s-au pierdut. De aceea, nu este nicio scuză a, dacă cineva te învață că a trăi, a te hrăni nesănătos, spre exemplu. Am văzut, am fost în Germania și am fost la un bazin de not și tratament care era acolo și cine ne conducea pe noi în exercițiile sportive era o persoană supra supra -ponderală. Și ne spunea, ridicați așa mâinile, așa picioare, așa, notați așa, sau toate, am executat absolut toate lucrurile și m-am simțit foarte bine, deși dumnea ei... Nu participa vizibil la ceea ce ne învăța pe noi să facem. Aceasta nu este, nu înseamnă nimic. A arunca apa din baie sau lăturile împreună cu copilul, cu tot, a arunca așa ceva, e, e semn de demenție. Mântuitorul spune, fiți foarte sănătoși și viguroși la minte. Indiferent dacă omul acesta trăiește sau nu, ceea ce mărturisește. Întrebarea este dacă ceea ce mărturisește este bun, drept și adevărat în ochii lui Dumnezeu. Ce vă spun ei să fac, ce vă spun ei, lucrurile pe care vă spun ei să le faceți, păziți-le și faceți-le. Dar după faptele lor să nu vă luați. Că ei zic, dar nu fac. De acest lucru a spus Mântuitorul, Păziți-vă înainte de orice pe pământ, mai înainte de toate. Acum nimeni dintre noi n-ar putea să vină în fața lui Dumnezeu și să-i spună, Doamne, uite ce bogat, ce îmbogățit sunt, nu duc lipsă de nimic și noi am prorocit, noi facem așa. Nu poate să vină nimeni să spună așa ceva, pentru că Scriptura ne spune nu poate face nimeni binele fără să păcătuiască. Dacă nu lucrează Dumnezeu în noi și nu ne deschidem sufletul să-l chemăm în viața noastră, Doamne, vino și ajută-mă și dă-mi această armonie între Cuvântul pe care îl mărturisesc și viața pe care o trăiesc. Dacă nu lucrează Dumnezeu, degeaba lucrează zidarii. Dacă nu păzește Dumnezeu pe cineva de hoție, de, de sfârâu, de nenorocit, dacă nu îl păzește Dumnezeu pe cineva, nu este păzit vă amintiți acel incident de zâmbet Amalek Amalec vine înainte Abimelec, pardon, vine înaintea domnului și spune el era un om credincios, dar nu era membru, foarte credincios, mai credincios decât membru bisericii care îl se numea Abra. Abra mai a dat, a dat pe dat lui la vânzare și Abimelec omul acesta avertizat de Dumnezeu, i-a spus, știi că ai să mori. De ce? Care e situația? Ce am făcut? Păi ai luat soția altui om. Tu când ai făcut lucrul acesta, te-ai șters la gură, crezi că nu e nimic, nu? Nu, Biblia spune că când ai făcut faptul aceasta, în, începând de aici, din mintea ta, când te-ai te ai gândit și așa mai departe, ai comis păcatul deja. Trebuie să înțelegi lucrul acesta. Și Domnul îi vorbește clar lui Abimelec, vei muri. Dar de ce? Ce s-a întâmplat? Ce am făcut? Că eu mă știu un om credincios. Ai luat soția altul om. Nu se poate așa ceva. Deci ea era soția lui. Da. Păi știi ce mi-a spus omul ăsta? A mințit teribil. Da, dar Duhul lui Dumnezeu ți-a mișcat sufletul și ți-a spus ție. Tu ai simțit că te minte. Tu poți să te scuzi. Înseamnă că Dumnezeu a fost absent când s-a întâmplat lucrul ăsta. Dar dacă tu ai crezut minciuna aceea, este pentru că n-ai ținut seama de prezența lui Dumnezeu. El îți va face totdeauna clar, îți va mișca sufletul, te va face să înțelegi ceea ce este adevăr și ceea ce este minciună. La început, sufletul este mai astru, mai brut, mai așa, dar cu cât umblăm cu Dumnezeu, el se sensibilizează până acolo, încât știm când un lucru este adevărat sau nu, simțim lucrul acesta în sufletul nostru. Tânărul proroc nu a simțit când cel bătrân l-a mințit, a crezut minciuna mai mult decât îl crezuse pe Dumnezeu. Dumnezeu și s-a întors înapoi. Nu, Dumnezeu nu este vinovat față de faptul că noi nu ținem seamă de mărturia Lui și de faptul că ascultăm lucruri care, fără să chemăm prezența Lui Dumnezeu, ascult eu în puterea mea să văd dacă e adevărat sau nu, mi se pare așa, mi se... am un simțământ așa pe dincolo. Nu, unde e Dumnezeu în asta? Te, ei cerul Lui Dumnezeu, ajută-mă să înțeleg dacă e adevărat sau nu. Și atunci Domnul îi spune lui Abimelec, Abimele zice: Nu, n-am -am păcătuit, n-am făcut. Eu am lucrat cu inimă curată, zice el, la care Domnul îi spune zâmbind: Eu te-am păzit să lucrez cu inimă curată. Deci, nu are sens să spunem: Oh, e vreunul dintre noi care nu e nimeni, niciunul măcar. Dar, noi toți avem intrare la Tatăl prin Domnul nostru Isus Hristos, prin care ne rugăm și cerem armonia aceasta între mărturisire și viață. Haideți să mergem la, la tabloul acesta care reverberează: Vine din eternitate și merge în eternitate. Ioan, capitolul 1, versetul 1. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Când tu ai dat cuvântul, vom face tot ce a zis Domnul. Ai fost cu Dumnezeu? Nu ai fost decât cu tine. Atâta. Iosul a spus: nu o să faceți nimic. Pentru că e vatat cuvântul, dar cuvântul nu este cu Dumnezeu. Când dai cuvântul, una e să dai cuvântul cu tine însuți și cu firea și alta e să-l dai cu Dumnezeu. Cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu pentru că era cu Dumnezeu. Și merge mai departe. La el era la început. Era la început. Nu există început, deci. Când a apărut începutul, el era înțelegem lucrul acesta, da? Ale cărui zile se urcă până în zilele eternității, înainte de orice început. Toate lucrurile au fost făcute prin El. Nimic din ceea ce este făcut. Stai și te gândești la nebunia oamenilor care pun cuvântul e făcut sau născut sau derivat sau așa în dreptul celui necreat. Toate lucrurile au fost făcute prin El, nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. El era înainte de tot ce s-a putut face vreodată. În El era viața și lumina oamenilor și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric. Noi suntem în întuneric. Întuneric mare acoperă pământul, dar întunericul n-a biruit lumina. Aceasta e adevărat și în Sufletul meu, și în Sufletul tău. Iar dacă este altfel, adică dacă întunericul a biruit lumina în viața noastră, este un act de voință și de alegere. Nu este un, uh, o victimizare, nu, este o, nu suntem o victimă a situației, ci este un act de alegere. Dar versetul 14, cel mai însemnat. Cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr, și noi am privit slava lui o slavă în tocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Așadar să ne rugăm lui Dumnezeu ca viața noastră să lase în urmă posibilitatea sau atmosfera sau mediul în care oamenii să poată slăvi pe Dumnezeu, nu după ce au închis ușa să blesteme sau să, să datoreze nefericirea nouă și să hulească numele lui Dumnezeu fiindcă scrie Scriptura din cauza celui care una vorbește și opusul trăiește, din cauza acestuia. Numele lui Dumnezeu este hulit, dar din cauza acelui că, a cărui viață prezintă această muzică frumoasă, având pilda Domnului nostru Isus Hristos în care cuvântul s-a făcut trup și acest lucru a, a a fost slăvit și noi am văzut slava aceasta în tocmai ca slava singurul născut din Tatăl, atunci dacă lucrul acesta ne este la îndemână și ne este oferit de Dumnezeu, ar fi mare păcat împotriva propriei noastre vieți să trăim această dizarmonie, să ne dea Dumnezeu totdeauna această armonie a Duhului Său Sfânt în viața și ființa noastră. Acest lucru te rugăm prea iubite Tatăl fă ca viața noastră și mărturia noastră de credință să fie o muzică frumoasă, armonioasă, o muzică a lui Dumnezeu. Și oamenii, ascultând și trăind muzica aceasta, să slăvească numele Tău cel Sfânt și acum și în veci. Amin.